Am întâlnit o echipă care merită tot respectul și admirația noastră. Mă refer la Universitatea Craiova, la cei 11 care au intrat în teren pentru ardoarea și îndârjirea cu care au jucat, pentru ambiția de care dau dovadă și apără numele unei echipe mari. Știam că va fi un meci îndârjit. A fost exact cum ne așteptam. Despre meci, am avut situațiile noastre bune de a marca. Pe final au avut și ei situațiile. Asta este un punct, e mai bun decât niciunul. Încă o dată felicitări pentru acești băieți care găsesc puterea să supraviețuiască tuturor greutăților și să dea Dumnezeu să poată să facă și de acum înainte. Le urez mult succes în continuare, iar noi trebuie să ne continuăm munca. Noi avem mult de muncit până la îndeplinirea obiectivului și sperăm să reușim. Credeți că Craiova poate promova? Nu vorbesc, nu pot să-mi permit să vorbesc despre echipa adversă, doar pot în cuvinte laudative, pentru că în ciuda tuturor lucrurilor care s-au spus, faptul că n-au avut unde să se antreneze, faptul că eu spun din ce știu din presă și din nu cunosc exact realitatea, dar dacă e adevărat, merită admirați pentru energia de care au dat dovadă. A fost un meci disputat, un meci plăcut ochiului și cred că au fost și situații de gol, publicul nu a avut de ce să regrete dacă a venit astăzi la stadion. Cum vi s-a portat Nu comentez, nu mai contează acum. Am avut ieșiri pentru care nervoase în timpul jocului, dar probabil că nu doar eu și pentru care pe care le regret, pentru că nu îmi stă în fire să... V-ați așteptat la un meci mai ușor? Nu mă așteptam. Am spus-o după jocul de la Bistrița. Poate că am fi putut să ne-l facem ușor dacă am fi reușit să înscriem la 0-0. Am avut situațiile noastre și în prima repriză, Lucaci una sau două, șutul acela lui Haș, care mitică, Hodoboc, a făcut o paradă ca în tinerețe, jos pălăria pentru el. Ce să spun? Probabil că dacă am fi reușit să deschidem scorul, poate că am fi reușit să avem un joc ușor și poate că ar fi fost încă o piatră care a târnat la moralul lor. Dar așa s-a mers înainte, în momentul în care am rămas și în 10 oameni, clar că au încercat, asta nu le-a dat decât o putere în plus și au forțat, am jucat aproape jumătate de oră din minutul 62 sau 63 când am luat Achim Roșu, am jucat jumătate de oră în inferioritate numerică, îi felicit pe jucători pentru efortul depus, îi felicit pentru punctul obținut, pentru că au obținut un punct în fața Universității Craiova acasă în Oltenia. E un lucru mare pentru ei și îi felicit pentru asta. Mai sperați la play-off? Obiectivul nostru sau obiectivul pe care l-am discutat cu conducerea clubului nu a fost play-off. Obiectivul este evitarea retrogradării. FC Bihor a plecat la drum cu ideea de play-off, dar după parcursul nu atât de fericit din tur, obiectivul s-a schimbat pe drum, iar în momentul de față este evitarea retrogradării. Dacă vom reuși, sigur că ne dorim acest lucru, ar fi un vis frumos să reușim acest lucru, dar nu acesta este obiectivul principal. 0-0, muncit? E normal, fiecare punct se muncește. Un 0-0 muncit, am așteptat cu nerăbdare această partidă, pentru că pauza noastră a fost prelungită și ne așteptam să avem un început dificil. Am întâlnit o echipă bine organizată, știam acest lucru despre adversarii noștri de astăzi, știam că e o echipă disciplinată tactic, care dezvoltă foarte bine jocul pe contraatac. Am încercat să blocăm și să răspundem pozitiv la jocul lor. Felicit băieții pentru efortul pe care l-au depus. Este greu să joci după 3 luni și ceva. Se simte. Știți foarte bine cu toții problemele pe care le-am avut cu pregătirea. Dar eu spun că în perioada care vine se va regla din mers această problemă. Băieții au dat dovadă de caracter. Au dat dovadă de determinare, de spirit de echipă, de sacrificiu în toate aceste luni. Și mă bucur că am reușit să începem acest retur.
Dragoș este un câștigat sau două pierdute? Jucând pe teren propriu, sunt două puncte pierdute. Din punctul meu de vedere, după ocazie, eu zic că e un rezultat echitabil, pentru că ei ne-au surprins pe contraatac. Știam că asta fac, dar era normal să riscăm și să încercăm să atacăm a doua repriză. Au avut poate ocazii mai clare, dar noi am dominat partida din punctul meu de vedere, ca și posesie, ca și construcție. E un rezultat echitabil. Nu, au fost bine organizați, am încercat, poate cu mai multă luciditate, poate cu mai multă prospețime, am fi reușit. Important e că echipa n-a primit gol și încet, încet sunt convins. Sper că vom crește de la joc la joc. Lipsește omul de gol? Întotdeauna e loc de mai bine. Jucătorii care avem la dispoziție încearcă să ofere randamentul cel mai bun pe teren. Atât am putut astăzi. Sper ca la următoarea partidă să fim mai proaspeți, să fim mai speculanți și să reușim să câștigăm cele trei puncte puse în joc. Pentru că ne așteaptă o partidă dificilă, o partidă pentru play-off la Râmnicu Vâlcea și sper ca după joc să contabilizăm o nouă victorie. E normal, echipa e obișnuită să joace cu suportul publicului în spate, dar și oamenii care au fost astăzi la Severin, vreau să le mulțumesc că au fost alături de noi, să îi rog să aibă răbdare, pentru că e foarte greu să joci după 3 luni jumătate, cum v-am spus. Ultima noastră partidă oficială a fost pe 1 decembrie. Eu știu că publicul oltean e un public pretențios și tocmai de aceea îi rog să aibă răbdare cu echipa și o să le promitem că o să încercăm să creștem de la joc la joc. Și finalul primei reprize și finalul jocului va aparține. Deci, până nu s-a văzut lipsa antrenamentelor fizice. Nu s-a văzut lipsa pregătirii, pentru că, v-am spus mai înainte, băieții au dat dovadă de determinare, spirit de echipă, devotament și atunci au trecut peste. Dacă am fi fost pregătiți la parametrii normali, vă spun că altul ar fi fost și jocul și rezultatul. Dar eu, repet, sunt mulțumit de această partidă, ținând cont de nivelul la care ne aflăm. Dorel a făcut un joc bun. Deci nu s-a antrenat cu noi. Dorel s-a antrenat cu noi în această săptămână. Am ținut-o secret pentru că n-am vrut să mai avem vreo surpriză neplăcută. Îi mulțumim că a venit alături. E un băiat de caracter, fotbalistic. E unul dintre cei mai buni jucători la nivelul diviziei B, care poate să joace și în prima ligă fără probleme. Eu spun că este un plus și ne va ajuta mult în acest campionat. Noi ne-am propus victoria. Ne pare rău că n-am reușit să o obținem. În același timp puteam să și pierdem pe fondul nostru de dominare și atacând, s-au creat spații în apărare și puteam să și pierdem. Important e că am început să jucăm, încet, încet probabil o să ne revenim. E dificil, e destul de dificil să joci după practic 10 zile de pregătire. Nici 10 zile nu avem, cu sincope. 2 zile ne antrenam, 2 nu ne antrenam și așa. Încercăm să ne revenim prin joc, sper ca lucrurile să se îmbunătățească și să ne îndeplinim obiectivul. A revenit și Dorel Stoica, v-a ajutat din teren de acolo? Da, cu siguranță ne ajută Dorel. Dorel e un fotbalist excelent, fotbalist bun, din Liga 1 chiar, și ne ajută mult. Păcat că nu a fost mai devreme, dar și e la fel de pregătit ca și noi, practic. Că nici noi nu prea am putut să ne pregătim, nu prea am avut unde. Să vedem, sperăm ca în meciul următor să arătăm mult mai bine și să obținem mai mult. Vă lipsește omul de gol? Da, ne lipsește omul de gol. Mereu ne-a lipsit omul de gol. Sperăm că avem încredere în atacanți, sper să reușească să marcheze și să câștigăm, pentru că dacă nu marcăm, nu avem cum să câștigăm. Cum vă simțiți fizic după ce de 90 de... Fizic, în momentul de față, după joc, obosiți, vă dați seama, e greu. S-a văzut și în ultimele
în ultimele 20 de minute destul de greu ne-a fost. Greu, mingea era din ce în ce mai grea, nu puteam să alergăm. E dificil, e normal să fie dificil după perioada care am petrecut-o mai mult de pauză. În tribune a fost și Nicolo Napoli, credeți că va reveni? Da? Nu știu. Asta chiar nu știu. Nu depinde de noi, de jucători. Nu a depins nici când a plecat domnul Nicolo Napoli de noi, nici dacă o să se întoarcă. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în tur pentru noi. Decizia a fost decizia domnului președinte, decizia conducerii și nu putem să facem nimic noi jucătorii. Suporterii din Peluza Sud, Cristi Neamțu, nu au fost astăzi la meci. Da, am văzut. Am înțeles că au ceva probleme cu patronul. Suntem siguri că sunt alături de echipă, chiar dacă n-au fost prezenți pe stadion, și sperăm să revină cât mai curând, pentru că avem nevoie de ei. Toată lumea știe că noi am avut o pregătire fizică precară și zic eu că s-a văzut și astăzi, dar încercăm din mers să ne rezolvăm problemele. V-a surprins revenirea lui Durele? Durele e un jucător de valoare și clar ne-a ajutat. Știam, a venit de câteva zile la echipă. Ce v-a lipsit? S-a mai spus golul. Dacă marcam, probabil că obținea cele 3 puncte. Ați avut destule ocazii, totuși. Am avut, da, am spus mai devreme. Am avut ocazii, au avut și ei, dar pe ansamblu, eu zic că a fost un joc echilibrat. Arbitrajul cum ți s-a părut? Nu comentez eu arbitrajul. Arbitraj bun, nu cred că au fost erori din partea lui, dar n-am de... Vă așteptați mai mult? Da, noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm meciul de azi, pentru că era primul meci oficial din 2014 și ne doream să câștigăm, să intrăm un pic în ritm. Let's go!